Ei bine, Lionel Messi este unul din cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, poate și cel mai bun împreună cu rivalul său Cristiano Ronaldo. De-a lungul carierei lui Messi, el a jucat la echipe precum Old Boys, Barcelona, PSG și, în cele de urmă, Inter Miami. Astăzi îi vom reseta cariera lui Messi ca să vedem dacă reușește aceleași realizări. E bine, pentru că Old Boys nu este în joc, l-am transferat direct la Barcelona, unde are overall-ul de 78, primul overall pe care l-a avut el în jocurile FIFA. I-am dat aproximativ toate staturile care credeam eu că o să aibă nevoie, shooting-ul l-am slăbit, passing-ul destul de bun, pace-ul la fel. Noi o să jucăm 10 sezoane și o să vedem dacă reușește aceleași realizări ca Lionel Messi. E bine, primul sezon este destul de greu pentru Lionel Messi, pentru că el este într-o echipă destul de bună a Barcelonei. El are 78 overall și nu cred că o să prindă niciun meci pentru că este acolo Rafinha. Așa că eu cred că pentru el ar trebui ca în primul sezon să se transfere la o nouă echipă, dar nu transfer permanent, și se transferă în formă de împrumut. Așa că îl băgăm pe Atul Lonely să vedem, poate primi oferte pentru el interesant. E bine, se pare că primi ofertă la Inter Milan, însă nu este bună pentru că nu o să jucăm categoric acolo. Ok, se pare că Messi primește o ofertă de la Lazio de 2 ani, foarte interesantă, echipă destul de slăbuță, Messi cred că poate să joace acolo, așa că Lazio cred că este echipa perfectă pentru noi. E bine, și se pare că Messi pleacă, se duce la Lazio în primul lui sezon. Să începe pentru o perioadă scurtă de 2 ani, poate ne reveni mai devreme, însă Messi cred că o să joace destul de bine acolo. Înainte să începem, vreau să setez obiectivele pe care le avem. Messi trebuie să câștige măcar 5 balane de aur ca să le egaleze pe rivalul lui Cristiano Ronaldo, pentru că este destul de greu să strângă 8 din 10 sezoane. El trebuie să câștige mai multe Champions League-uri decât a câștigat în viața lui. El a câștigat 4, el trebuie să câștige data asta 5. Trebuie să înscrie 400 de goluri și 150 de asisturi. De asemenea, vom urmări și golurile pe care le dă în fiecare ligă și să vedem dacă reușește să câștige gheata de aur. Și obiectivul este de 5 ghete de aur. Și un ultim obiectiv este ca Messi să câștige trofeul ligii în 3 ligi diferite. E bine, am ajuns în Italia la Lazio, unde l-avem aici pe Lionel Messi pe bancă și îl desigur că îl vom băga în primul 11. Însă va avea competiție mică aici cu Felipe Anderson, care are 30 de ani și eu cred că ușor o să ia fața Lionel Messi. E bine, Messi are nevoie și de un development plan, așa că haideți să vedem ce îi dăm. E bine, cred că pentru primul sezon inverted winger este perfect pentru că avem nevoie de shooting și de sprint speed. Îi dăm simulare la primul sezon, sezon cu numărul 1, și să vedem ce reușește Messi să facă. Bine, am terminat primul sezon, haideți să vedem cum arată Lionel Messi. Ei bine, și se pare că Lionel Messi este very unhappy și a crescut plus un overall. Wow, ce s-a întâmplat? Se pare că n-a jucat absolut deloc. Hai să vedem dacă a jucat și se pare că nu-l văd pe aici. Lionel Messi a prins doar 8 meciuri, n-a scris niciun gol și niciun assist. Ah, nu e bine pentru obiectivele noastre. Haideți să vedem dacă a câștigat Liga și se pare că trebuie pe locul 3, Inter pe 2 și Juventus pe 1. Foarte aproape totuși pentru Lazio. Iar în Champions League am fost scoși în round of 16 de Real Madrid cu 5-2 la general. E bine, un sezon cam greu pentru Lionel Messi, nu prea a jucat, însă să sperăm că sezonul viitor va fi mai bun. Bine, intrăm în cel al doilea sezon, unde Messi în continuare este unhappy, însă noi sperăm că o să crească destul de bine acolo, are 70 shooting în momentul de față și 85 pace. Însă sezonul acesta cred că mai bine îl dăm pe un wide winger. Are overall cam mic, așa că nu are sens să-l ducem înapoi la Barcelona. Putem doar spera că Lionel Messi se va descurca mult mai bine în acest sezon și că Felipe Anderson nu prea o să joace, deși are overall mai mare. Are 38 de ani totuși. E bine, așa că îi dăm simulare și la acest sezon și haideți să vedem ce remix facem cu Lionel Messi. Nu uitați, dacă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul să ajungem cât mai multe like-uri pentru a vedea o creștere a canalului și să vă abonați în caz când ați deja, dar și să activați clopoțelul. E bine, antrenat de simulat, haideți să vedem cum arată Lionel Messi. Lionel Messi se pare că a crescut la 82 overall, a crescut plus 3 în acest sezon, foarte bine pentru el, în sfârșit începe să crească. Dar haideți să vedem ce a făcut la stats-uri, să vedem că a jucat până la urmă și se pare că a jucat 36 de meciuri, a dat 8 goluri și a livrat 7 asisturi, un total de 15 contribuții. Însă în sezonul următor se va duce la Barcelona, deci va trebui să găsim o altă opțiune pentru el. Însă haideți să vedem dacă a făcut ceva la Lazio și nu, locul 7, destul de greu, locul 7 sezon, stai mai slab. Am pierdut, iar în Champions League am trecut pe ultimul loc în grupe. E bine, am revenit la Barcelona, însă echipa Barcelona arată foarte, foarte bine. Garnacho văd că a venit, l-am adus că a scăzut însă. Însă uitați-vă ce overall are pe bancă Barcelona, Pedri, Torres, Gavi aici pe bancă. Messi în continuare la 82 overall, însă totuși nu cred că o să prindă în continuare meciuri. Așa că vom merge și vă pune Atul Lonely din nou. E bine, primim încă ofertă din Serie A de la Juventus pentru 2 ani, însă nu știu ce winger are Juventus. E bine, se pare că Wea right midfield este acolo și că right winger l-au doar pe acest
puștii de 22 de ani, Sule. E bine, este o ofertă de împrumut pentru 2 ani, însă nu știu dacă o să stăm acolo 2 ani, însă o să o activăm pentru că Juventus câștigă acolo destul de des campionatul. Messi mai primește o ofertă de la AS Monaco, însă nu știu dacă pe aceasta vrem să o acceptăm. E bine, și Messi se duce în loan la Juventus timp de 2 ani de zile, așa că vom merge și noi acolo. E bine, semnăm aici cu Juventus și ne ducem în Italia înapoi. E bine, am ajuns în Italia, hai să vedem cum arată echipa. Echipa arată foarte bine, Vlahovic cu Alvarez în atac, mijloc foarte, foarte frumos. Iar pe dreapta vedem că nu este nimeni, este un left wing back, ok, deci chiar avea nevoie. Oia se pare că are 77 overall, așa că Messi o să intre foarte bine acolo, însă puțin de right winger. E bine, Messi în acest sezon nu are competiție acolo pe dreapta, înseamnă că o să joace toate meciurile, să sperăm. Iar ca nivel în plan o să-i dăm inverted winger pentru că are nevoie de shooting-ul ăla mai mare. E bine, simulăm sezonul cu numărul 3 și să vedem ce reușește Messi să facă. E bine, antrenorul a simulat, haideți să vedem cum s-a descurcat Messi în acest sezon. Bine, și Messi ajunge la overall de 85, în sfârșit vedem că crește acolo foarte, foarte bine. Însă sunt curios ce stats-uri a avut, haideți să vedem. Și vedem că a avut 16 goluri și 4 asisturi. Ok, destul de slăbuț, însă, da, n-avea cum să ia fața lui Vlahovic și Alvarez. Însă a jucat toate meciurile acolo, 54 de meciuri. E bine, haideți să vedem ce a făcut Juventus și se pare că câștigă acolo Liga, câștigă seria. Reușim să facem unul din 3 ligi câștigate, obiectivul pe care l-avem noi. Însă se pare că câștigă și Cupa de Italia, foarte, foarte bine acolo cu 4-0 versus Genoa. E bine, Champions League a antrenat pe locul 2 acolo în grupă cu Manchester United. În round of 16 se pare că am reușit să trece peste Leverkusen cu 4-2 la general, însă ne-a putut Milan în quarterfinals. Suntem în sezon cu numărul 4, așa că haideți să vedem ce diferent plan îi dă lui Messi. Este ultimul sezon la Juventus, așa că trebuie să crească destul de bine înainte să jucă la Barcelona. E bine, sezonul acesta o să jucăm pe White Playmaker pentru că el în viața reală era foarte bun passing și are nevoie de passing-ul la foarte bun. În continuare, n-are acolo competiție pe dreapta, înseamnă că o să joace toate meciurile, așa că haideți să simulăm și să vedem ce va reuși. E bine, a terminat de simulat, haideți să vedem cum arată Lionel Messi în sezonul cu numărul 4 și se pare că a crescut la 88 overall plus 3 în acest sezon, foarte, foarte bine. Hai să vedem și ce stats-uri a avut și a avut 21 de goluri, asta zic, 21 de goluri și 8 asisturi. A jucat 52 de meciuri, foarte, foarte multe meciuri. Messi a reușit să ajungă în top, dar pe locul 4, Alvarez este pe locul 1 la gata de aur. Hai să vedem că reușim și nu reușim să câștigăm seria pentru a doua oară, Milan câștigă de data asta. Însă câștigăm super capul contra cei de la Milan. E bine, în Champions League am picat iar în grupă cu Manchester United, însă data asta am ieșit pe primul loc. Am trecut de Sevilla cu 5-3 la general, însă în quarterfinals ne-a scos Inter cu 4-3 la general. E bine, am întors înapoi la Barcelona după încă 2 ani. Haideți să vedem cum arată echipa. Echipa arată foarte bine acolo, însă au nevoie de un striker și de un right winger, adică Lionel Messi. Vă vedem, mai avem aici pe Lionel Messi de 88 overall. E bine, acest sezon va rămâne la Barcelona și probabil va rămâne încă câteva sezoane. E bine, acest sezon avem nevoie de shooting, așa că hai să punem pe inverted winger ca să crească acolo shooting-ul cât mai mult. Îi dăm simulare la acest sezon și hai să vedem ce va reuși Messi să facă. E bine, antrenat de simulat sezon cu numărul 5, hai să vedem cum arată Messi în acest sezon și arată bine de 91 overall, foarte bine a crescut acolo. Hai să vedem însă ce a făcut Lionel Messi și se pare că a scris 17 goluri și a livrat 10 asisturi. Da, cam puțin pentru Lionel Messi. Până și Petri a avut mai multe goluri decât noi. E bine, hai să vedem dacă a câștigat și reușim acolo să câștigăm pe primul loc în la Liga. Se pare că reușim și în liga aceasta să obținem un trofeu și avem 2 din 3 de la obiectivul nostru de ligi. Se pare că Supercupa o pierdem în finală, wow. Însă și Cupa de Spania o pierdem în final contra Real Madrid, wow. E bine, în Champions League nu a jucat deloc bine, suntem pe locul 3 în grupă, wow. Ne-am zis direct în Europa League, unde am reușit să trecem de Benfica cu 3-2 la general. În quarterfinal s-a trecut de Roma cu 4-3 la general. În semifinale am trecut de Newcastle 4-3 la general și vom juca finala contra RB Leipzig, unde reușim să câștigăm la penaltiuri cu 5-4, ok, reușim trofeul Europa League, însă noi vrem Champions League. E bine, intrăm în sezonul cu numărul 6, iar mă gândesc ce tipăm în plan să-i punem lui Messi. În continuare mă gândesc că aș vrea să-l cresc la shooting. Are dribling mare, pace-ul are destul de mare. Shooting-ul ăla scade foarte mult și el chiar trebuie să marcheze goluri. E bine, acest sezon o să păstrăm inverted winger și o să vedem cum se descurcă Lionel Messi. Haideți să simulăm și reconstrucția lui Messi sezonul numărul 6. E bine, trebuie de simulat. Haideți să vedem cum arată acum Lionel Messi și are... What? Unde este Lionel Messi? Băieți... Ok, haideți să-l cântăm pe Lionel Messi, să vedem unde s-a dus și apare de sala Newcastle la 98 overall, what? Ce se întâmplă? De ce are 98 overall și de ce e la Newcastle? S-a dus la banii a mulți? Ok, se pare că vom merge la Newcastle, vedem ce a făcut. E bine, am ajuns la Newcastle, haideți să vedem, Messi arată destul de ciudat acolo cu 98 overall, haideți să vedem unde este, ia uite-l. Păi ce cauți aici, mă? Ce cauți aici? Ok, sunt curios pe ce loc au trenat. Au trenat pe locul 8, wow, ok. Și Messi câte culori a înscris? A înscris...
8 goluri în 22 de meciuri. Sezonul s-a fost pierdut, efectiv. Bine, echipa arată destul de bine, însă nu știu dacă echipa asta este pregătită pentru a câștiga Champions League. Chiar dacă l-are pe Messi 98, nu cred că va reuși. Totuși o să încerc să-l pun pe lista de transfer, să vedem în sezonul 7 poate reușesc să-l transfer la altă echipă mai bună, însă da, nu cred că o să primesc ofertă pentru el. Costă undeva la 325 de milioane. Bine, am simulat până la deadline day și nu primim absolut nicio ofertă pentru Messi, nici o ofertă. E bine, nu reușim să-l transferăm, așa că o să simulăm așa și să vedem ce o să se întâmple totuși. E bine, am simulat sezonul cu numărul 7, haideți să vedem cum arată Messi și ajung la 99, ajung mă la 99 overall, wow, ok, destul de interesant. Hai să vedem totuși, a reușit să facă la Newcastle și a reușit doar 22 de goluri pentru un jucător de 99 overall. Bă, cei trei nu poate să facă totul singur, cei trei, na. Wow, dar uitați-vă la stats-urile astea, 99, 99, 99, peste tot 99. Hai să vedem dacă am câștigat Liga și nu am câștigat, pe locul 5, City pe 1. Efectiv mă uitam la echipa lui Newcastle și uitați-vă și voi câți jucători vor pleca de la echipă. Sunt aproape toți jucătorii, rămân doar bătrâni în echipa asta. Așa că o să facem felul următor, pentru că nu a câștigat absolut nimic, o să facem felul următor. Lui Lionel Messi o să-i dăm release player și o să vă așteptăm să vedem dacă îl ia o echipă bună. Dacă nu îl ia, o să dăm de roate la niște echipe bune și să vedem unde se transferă el până la. E bine, avem și World Cup-ul. Se pare că Argentina a terminat pe locul 1 în grupă. În round of 16 a bătut-o pe Mexic cu 4-3 la penaltiuri. În quarterfinal se pare că a câștigat versus Belgia. Și în semifinal se pare că a câștigat versus Franța cu 2-1. Se pare că va juca finala World Cup versus Spania, de fapt. O să vedem dacă va câștiga World Cup-ul până la urmă. E bine, Messi a avut 3 contribuții, însă nici un gol se pare. Adică nu prea văd golurile unde sunt. Uitați-vă și voi, Lionel Messi la 99 overall, 25 de ani, este pe free agent, poate să-l ia oricine, însă nu-l ia nimeni. Al treilea loc se pare că este câștigat de Danemarca, însă haideți să vedem dacă a câștigat Argentina finala și reușește să câștige finala cu 3-0 la penaltiuri. Se pare că Messi îl câștigă în această simulare World Cup-ul, însă ca de obicei, da, este foarte greu să-ți găsați un club, așa că o să dăm de roată. E bine, am pus aici cea mai bună echipă în afară de Barcelona, pentru că și-a intrat pe aici. Hai să vedem la ce echipă se va duce Messi în sezonul cu numărul 8, cred că. Și dăm de surată, să vedem ce pică. Să vedem, eu sper un City ceva mare. Însă se pare că merge la PSG, wow! Ok, merge la PSG, l-a mai fost de la PSG, merge din la PSG, ok, interesant. E bine, și se pare că am un nou star aici la PSG, ajunge Lionel Messi de overall 99. E bine, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de ciudat, însă foarte bun jucător pe bancă. E bine, nu cred că e mai termen divin în planul lui Lionel Messi, pentru că nu putem să ajungem la 100 overall, însă, nu știu, habar n-am, o să-i dăm inferte Twinger. E bine, haide să-i dăm simulare la acest sezon, să-i zic cum rog și să vedem ce reușește Messi să facă la PSG. E bine, poate o să pară că nu urmăresc banul, dar le urmăresc doar că în niciun sezon n-a fost nominalizat Messi. E bine, haide să vedem cum arată echipa și... wow, ok. Mbappé, unde ești Mbappé? Where is Mbappé? Ok, unde este Mbappé? Hai să vedem și este la Leipzig. Ce caută Leipzig? Bine, pe noi interesează Messi, așa că hai să vedem ce a făcut Messi și a reușit aici cea mai bun sezon al lui. 37 goluri și 17 asisturi pe partea cea mai bun jucător al sezonului. 27 de goluri în Liga. Hai să vedem dacă a reușit să câștige gata de ori. Bine, reușește acolo cu 27 goluri să câștige pe primul loc, așa că avem 1 din 5. Mai, oricum mai puteți face în 5, dar totuși. Hai să vedem că câștigă Liga și reușim să câștigăm Liga cu 82 de puncte. Am completat obiectivul ăla cu goluri în diferite ligi. Am intrat în Serie A, la Liga și Liga în acum. Bine, se pare că câștigăm Super Cup, ok. Începe să se pare că am ieșit pe locul 2 aici în grupe. După am trecut de Leverkusen, apoi am trecut de Inter, apoi Milan ne-a scos. Și se pare că United a câștigat, ok. Bine, un sezon slăbuț, însă și aici este destul de greu, pentru că nu avem bancă de rezervă. Uitați-vă și la bancă de rezervă. Mbappe nu mai este, primul 11 este ok. Însă Messi nu poate să joace în așa echipă, așa că cred că o să dăm iar de win, pentru că nu putem să-l transferăm, are 99 overall totuși. Nu găsim o echipă bună pentru el. E bine, haideți să dăm din nou să vedem ce pică data asta. Am scos acolo PSG și să vedem ce pică Manchester City. Manchester City, ok, pică Manchester City. E bine, de la PSG la Manchester City este diferență mare, însă hai să vedem ce avem și acolo. E bine, revenim în Premier League, însă revenim la City, nu la Newcastle. Aceasta este echipa lor, echipă foarte, foarte bună. Acum înțeleg de ce, unde erau toți jucătorii, de ce nu aveam noi jucători buni, dați-vă și pe banca cealaltă câți jucători de overall mare sunt. În acest sezon o să punem tot așa undeva în plan ciudat, totul inverted winger probabil, însă are 99 pe 3 stați acolo.
face că haide să punem pe White Winger, pentru că arată și de bine și mai ales că agilitatea aia, să vedem că ajungem la 99 agilitate. Îi dăm simulare și haide să vedem ce putem și să facem un sezon cu numărul 9. E bine, haide să vedem dacă suntem nominalizați și nu suntem nominalizați nici de data asta. Bine, haide să vedem un sezon cu numărul 9 ce a reușit Messi să facă. În continuare are 99, echipa lui arată destul de bine. Văd că Diaz a scăzut și Pickford, ok. Hai să vedem ce stațiuri a avut totuși Lionel Messi și a avut 23 de goluri și 13 asisturi, destul de bine. Haaland se pare că n-a prea apucat să marcheze. Hai să vedem că a reușit să câștige Premier League-ul, suntem top 10, ok, suntem top 5, da, Liverpool pe 5, wow. Și noi, suntem pe 4 de via. Cine a câștigat? Wow, ce top 3 șmecher, Manchester United, ok, Brighton, West Ham. Ce caută Brighton și West Ham pe locul 2 și 3? FA Community Shield, am câștigat. Emirates Cup, n-am câștigat. Carabao Cup, am pierdut în final versus Brighton. Haideți să vedem în Champions League grup, ne-am descurcat foarte bine pe locul 1. Am trecut mai departe Leverkusen 6 la 2 la general. Mai departe am trecut de Bayer cu 6 la 5 la general. În semifinale i-am bătut pe PSG, adică echipa dinainte, cu 3 la 2 la general. Și vom juca finala versus Real Madrid aparent și haideți să vedem dacă câștigat-o și reușim să câștigăm. 2-1 reușim să câștigăm finala Champions League. Avem măcar un trofeu Champions League, măcar atât. E bine, intrăm în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10. Messi în continuare de 99 acolo. La stațiuri stă foarte, foarte bine, însă în continuare cred că o să-i dăm aceeași timp în plan. Hai să simulăm și acest sezon, poate ce este căci balonul de aur pentru că a câștigat Champions League-ul. O să vedem, simulăm sezonul cu numărul 10. E bine, haideți să vedem, poate data asta câștigăm și noi balonul de aur. Nici nu mi-a arătat dacă am fost nominalizat sau nu, însă haideți să vedem și reușim măcar unul, mă, let's go, mă. Măcar un balon de aur reușim. O simulare foarte, foarte ciudată, însă reușim măcar un balon de aur. E bine, haideți să vedem cum arată echipa în sezonul cu numărul 10 și arată destul de bine. Foden a scăzut puțin acolo, însă în rest echipa arată chiar ok. Hai să vedem la stats-uri cine a avut cea mai multe goluri și este Haaland. Ok, data asta este Haaland cu un singur asist, dar Messi care a fost jucător mai bun pentru că a avut 19 asisturi, însă 27 de goluri, aproape totuși, aproape. Și gheața de aur clar o are Haaland, dar mă așteptam. E bine, haideți să vedem dacă am câștigat din nou Premier League și avem aici topul 10 clar, topul 11 clar, 4 Arsenal, 3 United, ok, ce am rămas Liverpool și City, let's go. Și câștigăm, mă, let's go, mă, câștigăm. Reușim acolo până la urmă să mai câștigăm încă un trofeu. Super capul, îl câștigăm, ok, super capul îl câștigăm. Wow, în Champions League pe locul 3. Wow, ok, și ne-am zis direct în Europa League. Bine, în Europa League, în round of 6 am reușit aici să batem pe Fiorentina cu 3-1. Iar în 4 fan ne-a scos Liverpool cu 5-3 la general, wow. Și nici măcar n-a câștigat Milan. E bine, o simulare frumoasă, dar și foarte ciudată. Messi, cum a ajuns la 98 și cum a plecat singur, nu a putut să mai îl transferăm. N-a reușit să câștige balonul de aur, în afară de 1-1 a reușit să câștige. Champions League a câștigat, mi se pare că 2 sau 1. Goluri, asisturi, nu știu, o să vedeți voi cât avem. Însă, obiectivele câteva le-am completat acum. Am completat obiectivul acela cu 3 ligi diferite. Însă, răspunsul este că nu. Messi din simularea asta nu este deloc la nivelul lui Messi, care a jucat atât de mult timp și a reușit mult mai multe chestii. Atât că au reușit amândoi să câștige World Cup. Atât. E bine, sper că v-a plăcut această simulare. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul ăsta, să încerc cât mai multe like-uri, să vă abonați la canalul deja și să activați clopoțelul pentru a multe notificări. Nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii dacă mai vreți să ne facem episoade de genul, videoclipuri de genul și cu ce jucători să ne facem. Mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Andrei Albad. V-am pupat. Pa, pa.